Salut, camarad, bună dimineața! Uite, am făcut prima tură pe răcoare. Am strâns vreo 15 sticle aici, le am aici în traistă. Vreo 15 sticle am. Mă duc să le dau la 8 când se deschide. E mai mișto să lucrez pe răcoare. După aia vine zăpușeala, e mai problematic. Așa, asta e prima tură. Să vedem ce mai combin și eu astăzi ca să mai câștig un bănuț în plus. Am dormit foarte bine, sunt aproape fericit, am dormit dintr-o bucată, nu reușesc întotdeauna, dar am dormit dintr-o bucată până la 6 și 5, că azi fiind duminică, dor și sifoanele, dor mai mult. Și am ieșit la o geagră acolo de unde dorm. Ne-am făcut tura pe aici după sticluanțe și acum la 8 când pornesc ăștia automatul mă duc să le dau, să iau bănuții. Așa, vedem ce facem, că săptămâna care vine am zis să mă repet până la Oltenița să văd mormântul la părinții mei, că cred că nici nepotul meu și nici nepoată mea care stă în Berceni, nici atâta, aia care m-a lăsat pe stradă, aia nici atâta, nu se duce să vadă de mormintele lui mama și lui tata, deși mama a crescut-o, dar uitarea face parte din legile omenești. Nepotul meu cred că nu se simțisește că și pe el l-a crescut mama când era mic și tatăl meu l-a hrănit, dar v-am zis, uitarea e una din legile omenești și la bine și la rău, asta așa e omul făcut, uităm pe cei care ne-au crescut, ne-au ținut pe genunchi, ne-au spus povești și ne-au hrănit, asta e. Mai tușesc puțin, o să mai beau sirop de tuse, știi, stai să-l caut pe aici. Da, l-am găsit, zice, dar nu pot să-l arăt ca să nu fac reclamă. Sirop de tuse, mai am vreo ceva mai puțin decât jumate, dar o să beau ca să-mi treacă tusea. Cred că din puținii bani care am, o să mă duc să-mi fac și control la plămâni, știi, că de 6 ani de când am ieșit de la răcoare, n-am mai făcut niciun control la plămâni, știi, și nu stric acolo din când în când un control de rutină, nu sunt bănuți, dar asta e. Aseară mi-am făcut debutul și pe TikTok, știți? În câteva minute se strânsese 451 de inși. Cred că o să fie bine, o să încerc să o fac în fiecare zi. În rest, e plăcut acum că e dimineață, părculețul e aproape gol, sunt doar niște 2-3 bărbați și femei cu căței la plimbare. Femeile, cum să zice, cele măturătoare le-au trecut deja. Să vedem ce mai mănânc astăzi, știi, că e problemă cu mâncarea. Dacă nu gătesc și mănânci pe stradă, e mai scump, înțelegeți? Și e nasol că joi pleacă Cristian, îngerul meu păzitor, pleacă 10 zile la munte, de pe 10 pe 14. Am băut prima linguriță de sirop de tuse pe bază de patlagină, mi se pare, de plante. Chiar n-am mai băut patlagină de mult, uite, vara asta. Dacă tot stau pe București, dar în schimb băiatul Neamarin de lângă Comana mi-a zis că strânge un snop așa de coada șoricelului, măcar atâta, dar o să-i zic să-mi adune și patlagină rostopască și ce-o mai fi pe acolo, așa, știi, ca să fac o mică rezervă pentru iarnă. Că sunt Mai sunt și un pic răcit, că e un pic de curent unde dor.
trebuie să izolez un pic mai bine acolo, așa că curentul nu e bun, e periculos. Face tot felul de viroze respiratorii și junghiuri. Așa. Aseară v-am filmat cum se distrează bogătanii care au jefuit țara și ne-au lăsat în sapă de lemn, văzut și voi. Băieții n-au remușcări, n-au nimic, mulți sunt ucigași, mulți sunt torționari, nu contează, să uită, știți? Hai că vă doresc o duminică minunată la toată lumea, cu bucurii, cu împliniri. Așa, pupați-vă, iubiți-vă, îmbrățișați-vă, beți un pahar de vin sau de bere, mâncați un mititel, că nu o să fim veșnic pe aici. Totul e trecător, știți, totul e ca fum, așa. Vă pup cu drag și ne auzim mai târziu pe niște clipuri și pe live-uri. Rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!